Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest clip voi prezenta cum se măsoară un LED, o diodă tip LED, cum se identifică pinii și cum se poate alimenta corect. Pentru a identifica pinii avem nevoie de un multimetru. Eu îl am pe cel de față. Iar multimetru, cablurile trebuie montate negru la pom, ca întotdeauna. Iar roșu la volțiun, deoarece selectorul va fi montat pe zona de măsurare a rezistențelor. Mai exact, pe zona de măsurare a diodelor, deoarece, din câte știm, LED-ul este tot o diodă, dar e o diodă luminescent care emite lumină. Diodele, când vin de noi, avem doi pini, da? Anodul și catodul. Cum identificăm anodul și catodul? Pinul mai lung este plusul, este anodul, iar pinul mai scurt este catodul. Însă, măsurarea exactă este prin măsurarea cu multimetru. Plus pe anod și... un moment. Da, din câte se vede. Și este ok. Invers nu trebuie să conducă. Nu trebuie să arate nimic. O diodă se poate alimenta doar într-un singur sens. Except se fac diodele Zener de stabilizare a tensiunii. Ok. Să măsurăm mai departe și cea galbenă. Ok. Deci pinul mai lung, pinul mai scurt, pinul mai lung, pinul mai scurt, da, se aprinde la foarte puțin, și cea albastră, pinul mai lung, pinul mai scurt, anod și catod. Ok, deci până acum am învățat cum se identifică pinii. În următoarea parte vom afla cum se poate alimenta corect o diodă tip LED. Un LED se alimentează numai împreună cu o rezistență de o anumită valoare. Pentru a calcula valoarea rezistenței, trebuie să aplicăm legea lui Ohm. Prima dată trebuie să cunoaștem ce cădere de tensiune va fi pe rezistență. Pentru acest lucru, moment, am calculat dinainte pentru a ne fi mai ușor. Noi avem două tipuri, pentru că le împărțim, să le împart în două. Foaia aceasta este pentru diodele galbene roșii, iar foaia aceasta pentru celelalte restul. Cele roșii galbene se alimentează de la între 2 și 2,2 sau între 2 și 2,2, iar cele albastre, verzi, albe, între 3 și 3,4. Eu am pus 2 în cazul acesta, iar și 3 volți în cazul acesta. Oricum, nu prea contează foarte mult, o să vedeți de ce. În primul rând, trebuie să calculăm căderea de tensiune pe rezistență. În cazul acesta, cele de față, avem tensiunea de 12 volți, da, de alimentare a circuitului. UR l-am notat tensiunea ce cade pe rezistență, care nu o cunoaște, plus tensiunea ce cade pe diodă de 2V. Am calculat UR egal 12 minus 12 tensiunea de alimentare minus 2 tensiunea ce cade pe diod, pe LED, și ne dă 10V. Deci pe rezistență avem nevoie de o cădere de tensiune de 10V. Mai departe, avem nevoie de legea lui Ohm, însă inversăm de data aceasta, pentru că avem nevoie să ne dea rezistența. Legea lui Ohm este I egal cu U pe R, unde I este intensitatea curentului, U egal este tensiunea și R este rezistența. Pentru acest lucru avem nevoie ca R să-l punem în locul la I și I în locul la R. Cum aflăm rezistența lui R? R, cunoaștem tensiunea ce cade pe rezistență în cazul acestor diode și cunoaștem ce curent trebuie să circule prin LED.
Prin rezistență și LED. Avem nevoie de 20 mA. Trebuie să transformăm în amperi, deoarece avem tensiunea de volți, nu milivolți. 10 volți împărțit la 0,02 amperi ne dă 500 de ohm. Iar în cazul diodelor de această culoare, aceeași formulă, exact cum am explicat la cele roșii și galbene, numai că în loc de tensiunea ce cade pe LED de 2V, punem 3V. Să trecem la partea practică. Deci, pentru partea practică, ne spune că în cazul celor roșii avem nevoie de o rezistență de minim 500 de ohmi, iar în cazul celorlalte avem nevoie de 450 ohmi. Vă spun că în realitate nu prea contează foarte mult. Ideea e ca rezistența să fie de minim această valoare. Ok. Mai și niște rezistențe, vă rog, nu râdeți, asta e. Păstra și eu de foarte mult timp. Bun. Avem nevoie de... În cazul acesta... Măsurăm o rezistență, punem pe 2 kΩ pentru că ăsta sunt între 450 ohm și 700 de ohm. Ok. Hai să rompem chestia că e același lucru. Nu, nu e același lucru. Nu, nu e același lucru. Are maron în loc de negru în mijloc. Da. Aproape. O las pe acesta. Ok. O ținem pe aceasta de 500. Ok, ce codul culorilor. Căutați și voi. Păi ea arată... Verde, maro-maro și argintiu, cred. Ceva gen. Nu țiu minte pe de rost codul culorilor. Dar nici nu e obligatoriu să țineți minte pe de rost. Ok, și o să luăm și una de 820. Asta e 820, doar ca să vă demonstrez că nu o să vedeți diferența. Să vă arăt că e 820. 800, ok. Cum alimentăm? Și aici avem alimentarea, plus și minus. Avem 12V aici. O să măsor, dar oricum e 12 și ceva. Doisprezece. Bun. Luăm rezistența la plus. Iar dioda cu catodul, minusul, din câte cunoașteți, pinul mai scurt este minusul, da? Ok. Însă dacă o alimentăm la... prin rezistența de 820, nu se observă diferența. Să pun pe amândouă. Deci prin rezistența de 820 și prin cea de... Hai mă... 820 și 500. Trebuie să fiți foarte...
Eu, sincer, nici cu ochiul liber nu dau seama. Eu mă uit la ea și nu observ cu ochiul liber. Hai să alimentăm și una galbenă. Bine, mai scurt e catodul. Pe rezistența de 500. Hai să alimentez pe toată la cea de 500, că este bine și pentru celelalte. Ok. Albele. Și cam atât. Ok, să vă alimentez invers, să vă dați seama. Deci, o diodă, când e alimentată direct, anod catod corect, plus și minus, anod plus minus catodul, ea luminează, da? E invers, dacă este montată, nu luminează. Ok. Deci cam aici se oprește acest video. Sper că a fost interesant și util. Îmi pare rău dacă m-am bâlbâit, dar încă am problema în a mă exprima când filmez direct. Am ceva în minte, dar în realitate, când pun în practică, nu prea iese exact după așteptările mele.